tuturor! Astăzi am revenit cu ultima parte a colecției de make-up și vom începe cu toate bazele de machiaj pentru pleoape, toate fardurile cremă, creioane, tip fard, tot ce ține de aria asta și apoi vom continua cu creioane de ochi și mascara. Desigur, primul produs trebuie să fie baza de machiaj I Love Stage de la Essie. Apoi am Maybelline Color Tattoo în nuanța Eternal Gold, Paint Pot-ul de la MAC în nuanța Bare Study, Maybelline Color Tattoo în nuanța Pink Gold, Maybelline Color Tattoo în nuanța Endless Purple, Maybelline Color Tattoo în nuanța Timeless Black, MAC Paint Pot în nuanța Groundwork, primerul pentru pleoape de la Avon, Maybelline Color Tattoo în nuanța Eternal Silver. Am un Jumbo Liner de la Sephora, este un creion de tip fard și este în nuanța 11. Apoi am ceva foarte asemănător de la Flor Mar, numai că nu găsesc nuanța, dar este un roz sidefat. Și apoi am câteva produse pentru sprâncene. Primul este acest creion de sprâncene de la Rimmel în nuanța 02 Hazel, un creion pentru sprâncene de la Avon în nuanța Blonde, gelul pentru sprâncene de la Essie care este pe terminate și deja începe să arate foarte ciudat, și desigur pudra de sprâncene de la Anastasia în nuanța Brunette. Mai departe, eyeliner, mascara și cred că asta e tot. Încep cu un întorcător de gene de la Inglot. Apoi am MAC Fluid Line în nuanța Black Track și este un eyeliner cremă. Makeup Forever Aqua Smoky Lash, Dolce & Gabbana Secret Eyes și este unul dintre preferatele mele. Inglot False Lash Effect Mascara este mascaraul meu preferat din toate timpurile. Nu există momentan, eu n-am descoperit un mascara mai bun. L'Oreal Volumisim și mascaraul de la Yves Rocher Sexy Pulp. Am aici tușul de la Rimmel Scandalize, este acela de tip carioca. Dior Showliner Waterproof în nuanța 258. Tot de la Dior, un creion în nuanța 548. De la Flor Mar Ultra Grey Eyeliner. Și tot de la Flor Mar Ultra Black Eyeliner. Avon Super Shock Gel Eyeliner. Un creion de ochi mauve de la Sephora și n-am văzut nicio nuanță până acum pe el. Ah, uite că am găsit! Nuanța 04. Am aici acel creion cu două capete de la Avon, un capăt maro și unul negru. Un tuș de ochi de la Seventeen, este un tuș auriu. Un creion albastru de la Flor Mar în nuanța 114. Creionul meu beige de la Sephora în nuanța 07. Și ultimul produs din toată colecția mea de make-up este mascaraul de la L'Oreal Volume Million Lashes XS. Asta a fost toată colecția mea de make-up în cel mai mic detaliu. Ați văzut toate produsele pe care eu le dețin. Și sper că nu v-am plictisit cu atâtea clipuri despre colecția mea de make-up. Desigur, puteți să mă vedeți și zilnic pe canalul meu de vloguri zilnice, linkul este în descriere. Puteți să mă mai vedeți și pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să-mi puneți întrebări pe AskFM. Și sigur, ne vedem vineri cu un nou clip. Pa, pa!